Această emisiune este realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You. Când aud step by step, mă gândesc, evident, la soluții, căci doar ele se implementează pas cu pas. Sunt Consuela Balasa și mă bucur tare mult să fim împreună într-o nouă ediție step by step, care desigur va aduce răspunsuri și poate chiar soluții pentru noi, cei care suntem în relații și căutăm rezolvare pentru probleme pe care le întâmpinăm. Florina Mariei, creierul acestei emisiuni, este din nou cu noi, prezent prin Skype. Vrem să-l salutăm și să-i mulțumim că ne face loc în programul lui. Hei, salutare! Mulțumim de cuvintele astea grandioase. Bine, vine vorba de creierul. Păi nu ești creierul. Eu am un script pe care tu mi l-ai dat. Nu-l prea respect, dar asta e partea a doua. Foarte bine că nu respecti. Cum ești, Florin? Bine. Ai întrebat ceva acum? Da, te întrebam cum ești. Păi cum să fiu? Inspirat? Bine. Cum? Inspirat? Inspirat și frumos. Ca să fac o glumă proastă. Nu e deloc proastă, ți-am mai spus. Mie, da. Mi se pare că modestia este pentru cei care nu-și cunosc valoarea. Mă bucur că tu o cunoști pe a ta. Apropo de asta, pentru mine o valoare foarte importantă a fost de când mă știu și așa cum, bine, pentru mulți băieți în special, a fost asta, să fii inteligent, nu frumos. Păi, cum se formează treaba asta? De obicei, fetițelor, când sunt mici, li se spune ce frumoasă ești și în felul ăsta ele învață că pentru a primi aprecieri trebuie să fie frumoase și băieților li se tot spune, bă, da, ce deștept ești, bă, da, ce soi idei bune ai, bă, da, ce puternic ești. Și în felul ăsta băieții învață să primească aprecieri fiind inteligenți și puternici, știi, sau deștepți, nu. Și recunosc faptul că o mare perioadă din viața mea am avut o problemă cu oamenii care puneau accent pe frumusețe. Și mă gândeam, bă, ce superficial sunteți, ce așa mare chestie să fii frumos, să fii deștept. Pentru mine ăla era lucru important. Și evident că acum am ajuns într-o perioadă în care nu mai judec lucrurile astea. Fiecare își ia atenția și validarea și conectarea așa cum a fost, cum s-a învățat. Unii prin o chestie, alții prin altceva, alții prin altceva și nu e treaba mea să judec acum dacă e corect sau nu. Da, dacă e bine, corect, frumos, greșit, nu este problema mea, asta ce a fiecare în parte. Bun. Deci, cum spuneam, inspirat și înțelept și informat și anunță o ediție cum trebuie. Da, hai să vedem. Ai vreo întrebare pentru mine așa cum ai tu de obicei, ce ai mai auzit de pe la părinți sau de pe la publicul nostru sau nu știu. Cred că oamenii deschid televizoarele puțin mai târziu de ora 2 și n-au prins răspunsurile noastre atunci când anunțam că mai avem câteva luni bune de dezbătut această temă și încă se repetă această întrebare. Măi, dar cât mai aveți? Că tot vorbiți despre povestea asta cu sexul de ceva vreme. Bine, cred că li se pare firesc ca tu să vorbești despre asta. Cred că mai ciudat li se pare că apar eu la televizor vorbind despre asta, dar ei nu înțeleg că eu nu vorbesc. Eu doar sunt aici să asist, să manageriez. Da. Păi, dragi oameni, atâta discutăm cât mai avem ceva de zis. Și atâta cât considerăm că sunt lucruri care pot să facă bine. De exemplu, astăzi vreau să continuăm subiectul pe care l-am început data trecută și anume ce ar putea să facă o persoană care consideră că are niște probleme pe partea asta sexuală, are niște blocaje. Cu alte cuvinte, pedala de accelerație nu funcționează aproape deloc sau foarte, foarte slab și, evident, frânele sunt foarte bune. Da? Sper că cei care ne urmăriți, sunteți deja familiarizați cu exprimările noastre, cu accelerația, cu frânarea. Pentru cei care poate ne văd pentru prima dată, aș vrea să spun pe scurt ce înseamnă accelerația asta și frânarea. Accelerația este un, așa, un,
un alint, un pseudonim, cum vreți să-i spuneți voi, pentru sistemul de excitație sexuală. Sistemul de excitație sexuală se referă la cât de activi suntem noi din punct de vedere sexual și care sunt factorii care ne stimulează dorința sexuală. Sistemul de inhibiție sexuală, SIS, vorbește despre frânare, adică despre factorii care ne inhibă din punct de vedere sexual. Bun. Și astăzi spuneam că vrem să continuăm discuția de data trecută, în care am vorbit despre persoanele care au un sistem de inhibiție sexuală foarte activ. Adică accelerația acestor oameni, dorința lor sexuală este foarte mică și frânele sunt foarte puternice. Cu alte cuvinte, orice motiv din exterior sau orice stimul din exterior poate să constituie un motiv să spună nu vreau sex, nu îmi trebuie. Și evident, dacă ai un astfel de partener sau dacă tu ești în situația asta, știi deja că e posibil să fie probleme în relație. De ce? Pentru că poate partenerul tău vrea mai mult sex, tu vrei foarte puțin sex. Și atunci întrebarea pentru tine, poate ți-ai adresat-o de multe ori, cum să fac să-mi cresc dorința asta sexuală? Pentru că simți că îi faci rău și partenerului, te simți și tu vinovat, pentru că asta este o altă problemă, nu doar că partenerul e frustrat că nu primește, și tu te simți vinovat că nu oferi. Și nu, nu-ți cade bine când știi că partenerul are un alt motiv să fie nemulțumit de tine. Clar, ca toată lumea. Și zi, vrei să spui ceva acum? Voiam să te întreb. Deci, practic, încercăm să căutăm rezolvări pentru această situație, nu pentru că eu nu sunt bine cu mine, că sunt cu frânele apăsate la maxim, ci da, pentru că observ că de la mine către cuplu vine ceva prea puțin și partenerul meu este nemulțumit. Este un motiv destul de bun, da, să încep să lucrez cu mine? Exact. Exact. Deci, în situația în care tu simți că ție ți-e bine chiar așa, adică bine până la un punct, că poate ți-ai reprimat atât de mult dorința asta sexuală, pe de o parte, și ți-ai găsit împlinirea și satisfacția în altă parte, încât tu nu ai o problemă, că îți vine odată la două luni, la 3, 5, 7 luni. Dar dacă când te gândești la partener și îl vezi așa nemulțumit, înfometat, parcă zici, bă, ar trebui să fac ceva pentru el. Ai vrea să faci ceva pentru el, dar nu știi. Și în cazul ăsta, hai să-ți dau câteva idei ca să-ți mai crești dorința asta sexuală. Da? Eu vorbesc acum de niște idei mai mult pe parte de teorie. Evident, în săptămânile următoare vreau să vorbim despre lucruri practice pe care să le faci, concrete, dar o să vă ajungem la ele la momentul potrivit. Dar astăzi vreau să-ți dau ceva exerciții mai degrabă pentru a influența setările mentale. Pentru că, după cum spuneam și în emisiunea trecută, în foarte multe cazuri, blocajele astea sexuale, lipsa dorinței sexuale este doar un rezultat. Un rezultat al unor factori. Și unii din factorii care îți blochează dorința sexuală sunt aceștia, legați de mentalitate sau de convingerea pe care, sau percepția pe care tu o ai cu privire la sex. Și v-am dat un exercițiu care avea de-a face cu o percepție polarizată negativ despre sex, adică când te gândești la sex, percepi mai mult minusuri, dezavantaje, mai multe costuri și foarte puține avantaje. Și pentru tine, exercițiul ar fi să găsești și beneficiile sexului, ca să-ți echilibrezi percepția despre sex. Însă, pe lângă exercițiul ăsta pe care l-am explicat un pic mai mult data trecută, vreau să știi că mai sunt câteva lucruri pe care le poți face, tu cel care te uiți aici la noi. Dacă vrei să-ți crești dorința sexuală, da? Pasiunea asta față de partener, să-ți dorești mai multă intimitate. Poate că ar fi important să lucrezi pe stima de sine. Că e foarte posibil ca tu să nu-ți dorești
O relație sexuală cu partenerul tău pentru că ai o stimă de sine scăzută. Tu nu te vezi valoros în ochii, tu nu ești valoros în ochii tăi. Tu nu te accepți așa cum ești și poate din punct de vedere fizic nu te accepți. Și am auzit suficient de multe, am avut suficient de multe cliente care spuneau exact lucrul ăsta. Pentru că nu-mi place cum arată corpul meu, atunci nici nu-mi vine să fac sex. Că știu ce gusturi are bărbatul meu. Păi și dacă eu nu sunt mulțumită de mine, de cum arăt, e clar că nu-mi vine să mă dezbrac în fața partenerului. Uh-huh. Și atunci, ce ai de făcut? Poate că ar fi două lucruri de făcut aici. Unu, dacă vrei într-adevăr să îmbunătățești viața sexuală și crezi că influențează aspectul tău fizic, apucă-te și ai grijă de aspectul fizic. Mai slăbește, mai mergi la sală, mai ai grijă la alimentație și așa mai departe. Sau, depinde de la caz la caz, poate ar fi cazul să lucrezi pe percepția despre tine. Să nu mai consideri faptul că, să nu mai consideri atractiv doar un corp din ăsta 90, 60, 90. De ce? Neapărat femeile care au un corp perfect sunt senzuale? În funcție de bărbații cu care vei vorbi, o să vezi că unii bărbați apreciază femeile astea într-adevăr, operate și botoxate și tunate, cum se zice, dar o să fie și bărbați, suficient de mulți, care îți vor spune, bă, mie îmi plac femeile mai slăbuțe, dar nu slăbuțe și cu nu știu ce forme din alea de, 90-60, voluptoase, da? Slăbuțe, drepte, fără prea multe forme, așa le plac lor. Altor bărbați, o să vezi că le plac femeile mai plinuțe. 90-90-90. Nu 90-60-90, da? Și nu au o problemă cu treaba asta. Deci, ce vreau să zic eu cu treaba asta este că sunt unii bărbați care te vor aprecia fix așa cum ești tu. Punct. De aceea, învață să te iubești așa cum ești. Învață să te iei așa cum ești, să te accepți așa cum ești, pentru că singurul lucru pe care tu l-ai de schimbat în situația asta ca să-i fii pe plac partenerului nu este să-ți schimbi aspectul exterior, ci să schimbi percepția despre tine. Să fii mulțumită de cum ești, să fii cu încredere, da? Să arăți încredere, să ai o atitudine de încredere, pentru că pentru foarte mulți bărbați, ceea ce este mai atractiv nu este corpul tău, ci este atitudinea ta. Felul în care te porți, felul în care te vezi, felul în care te exprimi, felul tău de a fi și multe alte aspecte. Da, trebuie să spunem și asta și o recunoaștem, sunt unii bărbați care se uită exclusiv sau mai mult la aspectul fizic. Dar sunt și alți bărbați care se uită la cum ești tu, cum te porți. De aceea e foarte important să vezi ca să înțelegi ce îl atrage pe partenerul tău la tine. Pentru că e foarte posibil ca el exact să aprecieze niște lucruri pe care tu deja le ai, n-au de-a face neapărat cu aspectul tău fizic și tu să-ți faci niște complexe din perspectiva aspectului tău fizic inutil. Pentru că ai auzit tu, printre prietene, prin social media, pe mai nu știu unde, de unde tu tot ai preluat tot felul de lucruri de genul ăsta și presupui că și bărbatul tău este ca alți bărbați care se uită numai la aspectul fizic. Poți să-ți putea să nu fie reală situația asta în cazul tău. Și tu îți bați capul degeaba că trebuie să slăbești și trebuie să arăți nu știu cum și mi-e rușine să mă dezbrac în fața lui când el are o problemă cu asta. Când chiar nu are problemă cu asta. Așadar, lucrează pe stima de sine și unul din lucruri este să accepți că ești frumoasă sau frumos, că na, poate să fie vorba și de bărbați, așa cum ești, fii cu încredere în tine și asigură-te dacă într-adevăr partenerul vrea să mai lucrezi la corpul tău sau nu. Cu alte cuvinte, nu te complexa degeaba. Și dacă chiar vrea să mai lucrezi pe corp, na, să arăți mai bine, și consider că este importantă relația cu partenerul tău, atunci consider că ar fi fain să lucrezi un pic și cu aspectul tău exterior,
că asta ar ajuta, nu numai pe partea de relație, ci și pe partea de sănătate și multe alte aspecte. Deci, înainte să ai pretenția ca partenerul să te accepte și să te durească, acceptă-te tu și iubește-te tu. Ăsta e pe scurt ce am vrut să zic. După aia, un alt lucru pe care vreau să-l mai spun. Este legat de autoritatea care ți-a transmis ție că sexul este rău. Cunosc personal o familie în care mama avea, mă rog, soția avea foarte mari probleme cu soțul. Și una din problemele pe care le aveau ei era soțul îi bădăran și numai la sex se gândește, și ea a generalizat chestia asta și a dus-o până în punctul în care se spună toți bărbații sunt așa. Uh-huh. Și ce a făcut această mamă? I-a spus fetiței, care era destul de micuță, pe la 8-9 ani, să vorbești tu cu fiică ta lucruri de genul ăsta. Bărbații sunt niște porci, bărbații numai la sex se gândesc, bărbații numai asta vor, să nu te căsătorești niciodată, că uite ce viață de mizerie am eu. Și fetița a crescut cu treaba asta și a ajuns la o vârstă destul de înaintată, singură. Și mă rog, în discuții am aflat exact ceea ce am spus acum. Păi mie nu trebuie bărbați, eu nu vreau căsătorie pentru că uite ce mi-a zis mie mama. E posibil ca unele din aceste fete până la urmă să se căsătorească. Dar dacă ele au rămas cu percepția asta, toți bărbații sunt niște porci, sunt foarte mari șansele ca fata asta căsătorită, da, să ajungă să aibă o relație foarte proastă cu bărbatul ei, fix din cauza asta. Că a preluat de la mama o percepție foarte negativă despre bărbați. În cazul ăsta, mama, pentru fetiță, este o formă de autoritate. Și atunci, dacă ai ajuns să ai niște probleme în relația ta de cuplu, și vorbesc acum strict de problemele sexuale, dar nu doar, tu, foarte posibil, ai problemele astea pentru că o formă de autoritate te-a influențat cândva. O mamă, o bunică, un tată, un prieten, cineva de la care tu ai învățat, cineva pe care l-ai considerat o formă de autoritate pentru tine, căreia tu te-ai supoziționat. Și acum ai ajuns căsătorită, sau mă rog, într-o relație, căsătorită sau nu, nici nu mai contează, ajungi într-o relație și încă duci după tine convingerile acelei autorități. Și noi am mai discutat, convingerile noastre ne influențează stările emoționale, iar stările emoționale ne influențează comportamentele. Și tu ajungi să ai niște comportamente lipsite, da, comportamente inexistente sexual, adică din punct de vedere sexual tu nu prea te manifesti. Uh-huh. De ce? Pentru că sunt niște percepții sau niște convingeri pe care tu le-ai luat de la mama, bunica, un lider religios, habar n-am de unde. Și în cazul ăsta, ceea ce ai tu de făcut este să dezinvestești această formă de autoritate. Să scapi de această autoritate. Știu că sună foarte aiurea pentru unii exercițiul ăsta, dar asta este nevoie. De fapt, când tu te vezi blocat în relația de cuplu, bine, când te vezi blocat în orice aspect, unul din exerciții este ăsta, să identifici, în primul rând, care e convingerea care te blochează. Convingeri negative determină comportamente negative și atunci trebuie să descoperi care este acea convingere și, doi, de la cine ai preluat convingerea respectivă. Este cine ți-a predat-o? Cum? Este obligatoriu să identific sursa ei? Da, este obligatoriu să identifici sursa acelei convingeri și spun și de ce. Că dacă tu lucrezi pe convingere, dar nu identifici și autoritatea de la care ai preluat convingerea și tu încă te raportezi la acea autoritate ca la o formă de autoritate, încă te supoziționezi acelei autorități, ce se întâmplă în timp? Când tu vei ajunge să acționezi în mod concret într-o anumită situație, fără să vrei,
pe pilot automat, tu te vei întreba ce ar face mama în situația asta? Ce ar face tata în situația asta? Ce ar face prietenul meu? Ce ar face cineva care în mintea ta are putere foarte multă? Și dacă tu îl ții pe cineva sus de tot și îi dai foarte multă putere, îi dai credit, îi dai credibilitate, îi dai încrederea ta, tu când vei fi într-o anumită situație și va trebui să acționezi independent, pe picioarele tale, tu nu o să o faci. Că astea sunt niște setări inconștiente. Și asta face că în momentul în care tu ești luat pe sus, ești luat de val și trebuie să faci ceva intuitiv, de fapt, vei face ceva influențat de aceste forme de autoritate. Vocea mamei tale o să-ți sune mereu. Bărbații sunt niște porci. Nu-ți oferi corpul, nu te da pe mâna lor. Și atunci, o frână va fi constant. Vor fi blocaje constante. Până tu nu rezolvi aceste setări inconștiente. Atunci, uite ce exerciții recomandăm noi oamenilor. În primul rând, identifică. E de mers, e mai lung procesul. În primul rând plecăm de la comportament, da? Vezi că ai un blocaj față de partenerul tău. După aia, du-te în spatele comportamentului și identifică care este emoția care a determinat acel comportament. Și o să vezi că poate e dezgustul, poate e furia. Da, unele femei nu vor să facă sex cu partenerul în cauza furiei. Sunt furioasă pe tine, nenorocitule. Da, dacă descoperi că ești furioasă pe el, vezi de unde vine emoția asta. Poate emoția vine dintr-o convingere, după cum spuneam, bărbații sunt niște porci, profită de femei. Opa, deci convingerea asta, bărbații sunt niște porci, profită de femei, îmi provoacă furie față de bărbați. Bă, ăsta mă folosește. Prin urmare, mă enervez pe el. Și pentru că mă enervez pe el, când vine vorba de sex, ce voi face? Stop. Blocaj. Și în cazul ăsta este de lucrat pe această convingere. Să înlocuiesc această convingere pe care am preluat-o de la mama sau tata sau biserică sau mai știu eu de unde. Deci prima dată lucrăm pe convingere. Înlocuim convingerea. Nu toți bărbații sunt niște porci. Convingerea echilibrată care este? Care o crezi tu? Deci dacă asta e o convingere dezechilibrată, toți bărbații sunt niște porci, convingerea echilibrată care ar fi? Bărbații sunt oameni. Normal. Unii bărbați, nu. Deci fii atentă, convingerea, deci o convingere dezechilibrată este toți bărbații sunt niște porci. Altă convingere, tot dezechilibrată, este la polul opus. Niciunul nu e porc. Niciun bărbat nu e porc. Da. Da, și convingerea echilibrată, nu cum? Este, nu ne-ai învățat tu că a pune etichetă este din start o, iar să fii porc este o etichetă. Exact. Și atunci, convingerea echilibrată este că unii bărbați, în unele situații, se comportă nesănătos, ca un porc, și atunci trebuie să dai exact detalii ce înseamnă pentru tine comportament de porc. Alea. Și unii bărbați, într-adevăr, se comportă așa. Dar în același timp, sunt unii bărbați care nu se comportă în felul ăsta. Și atunci, convingerea sănătoasă pe care ar fi bine să o adopți este unii bărbați se comportă negativ, alți bărbați se comportă pozitiv. Ce am eu de făcut este să descoper bărbatul care este lângă mine cum se comportă. Deci nu pun o etichetă bărbatului din viața mea pe baza unei etichete pe care mama mea a pus-o pe toți bărbații. N-am voie să fac treaba asta. Nici pe bărbați, nici pe etichete, nu, nici pe femei nu punem etichete de astea. Că mi-a zis mie taică-mi că toate femeile sunt profitoare. O fi fost maică-mea profitoare. Sau nu știu ce femeie am avut el în viața lui care erau profitoare. Dar nu toate femeile sunt profitoare. Și numai la bani se gândesc. Că asta se spune. Da, femeile se gândesc numai la bani, bărbații se gândesc numai la sex. Astea sunt două din convingerile foarte... Eu zic că este un schimb echitabil. Da. Bună glumă. Glumesc. Deci, prima dată ai de identificat convingerea care te face pe tine să te comporți negativ, să fii blocată la nivel sexual.
Și acum, ca să nu complicăm lucrurile, rămâne la convingerea asta. Mama mi-a zis că toți bărbații sunt niște porci. Asta e convingerea mea despre bărbați. Înseamnă că mă apucă toți dracii când ăsta vrea ceva, mă enervez de numa și, prin urmare, mă blochez, mă închid în mine și nu-mi vine să fac nimic. Bun. Și spuneam, convingerea echilibrată nu este asta, niciun bărbat nu este porc, ci convingerea echilibrată, bă, unii se comportă aiurea, alții nu se comportă aiurea. Hai să văd cum o fi bărbatul meu. Și acum mai avem de lucrat și pe autoritate. De la cine am învățat eu convingerea că toți bărbații sunt niște porci? Și spuneam mai devreme, foarte bună întrebarea ta a fost, de ce este nevoie să lucrez în cazul nostru pe mama? Pentru că dacă eu o păstrez pe mama mea doar în admirație și dacă mă uit la ea foarte apreciativ, ei bine, ea, din subconștient, mă tot influențează. Și când îmi vine să mă port frumos cu bărbatul meu, și atenție, nu numai la sex, nu numai să-i ofer sex, când îmi vine să-i fac un compliment, când îmi vine să îi fac, să-i îndeplinesc o nevoie, când îmi vine să-i îndeplinesc o dorință, când îmi vine să-l ajut cu ceva, să-l sprijin într-un obiectiv pe care îl are, să fiu de partea lui, să fiu partenera lui, mereu o să am setarea asta din subconștient. Mi-a zis mie mama, ăstea sunt niște porci. Prin urmare, nu am voie să mă, nu pot permite să fiu vulnerabil în fața lui, să-i fiu un sprijin, că ăsta la un moment dat tot o să profite de mine. Atunci este nevoie să dezinvestesc această formă de autoritate. Adică, hai să nu-i mai dau atâta putere mamei mele. Mama mea a fost un etalon pentru mine până la o anumită vârstă, dar totuși mă uit un pic la mine și îmi dau seama că eu nu mai am 10, 12, 15 ani. Am 30 de ani, am 40 de ani. Nu mai este cazul ca la 35, 40, 50 de ani tot mama și tot tata să fie pentru mine un etalon. Și să mă uit la ei doar admirativ. Nu. Și mama mea și tatăl meu au plusuri și minusuri. Ceea ce face mama pozitiv are plusuri și minusuri, ceea ce face mama negativ are plusuri și minusuri. Dar pentru mine, ceea ce face ea pozitiv are doar plusuri. Uite ce mult m-a iubit mama. Uite cât de atent a fost cu mine. Uite că ținea cont de dorințele mele. Că asta înseamnă de fapt să fii în subordonare față de cineva. Te uiți la niște comportamente de ale lor față de tine și le consideri doar pozitive. Uh-huh. Și pentru că le consideri doar pozitive, ajungi să te subpoziționezi acelor oameni, ajungi să te complexezi în fața lor, ajungi să te consideri cumva dator față de oamenii respectivi. Că ia uite câte lucruri bune au făcut ăștia pentru mine. Cumva recunoștința, nu știu dacă tu ai întâlnit treaba asta, când un om îți face un bine, se așteaptă să fii recunoscător. Și recunoștința asta, cum se așteaptă ca tu să o exprimi? Păi se așteaptă ca tu să-ți exprimi recunoștința, în multe feluri, evident, dar și prin faptul că ce spun ei, tu aia să îndeplinești. Din păcate, nu știu dacă tu ai trăit treaba asta. Da. Eu am trăit-o. Îți dau niște bani, îți fac niște favoruri și după aia mă aștept ca tu să fii recunoscătoare. Dar nu mi-ajunge că spui doar, bă, mulțumesc frumos. Uh-huh. Mă aștept ca tu, în comportamentele tale, să faci ceea ce eu îți spun de azi înainte, că doar te-am ajutat. Și uite așa, având o subordonare față de cineva, pentru că îl vezi foarte, foarte, foarte sus, că ți-a făcut el mult bine, că s-a sacrificat pentru tine, atunci, viața ta este cumva o temniță. Tu nu mai poți să fii liber. Tu nu mai poți să acționezi liber. Pentru că mereu te raportezi, chiar dacă inconștient, la acea formă de autoritate. Ce așteptări are de la mine? Cum ar vrea mama să mă port cu dobitocul și cu nesimțitul și cu porcul ăsta? Mama ar vrea să-l pun la respect. Că am văzut eu cum făcea mama cu tata, așa trebuie să fac și eu cu el. Nu mă ofer lui, nu mă sacrific pentru el, nu îl iubesc, nu-i arăt atenție, nu mă supun. Îl pun așa la zid și nenorocitule, cu mine nu te porți, mi-a zis mie mama cum sunteți voi.
De aceea este foarte important ca noi să ieșim din subordonarea față de autorități și chiar față de mamă. Ce înseamnă asta? Să nu te mai uiți la ce a făcut mama față de tine ca fiind doar pozitiv. Ci să vezi și minusurile faptului că mama a făcut pentru tine X, Y, Z. Și concret, dacă vrea cineva să lucreze pe subordonarea față de autorități, bine, aici sunt ore întregi de povestit, dar așa un exercițiu, două, care sigur v-ar ajuta, este asta. În primul rând, identifică o trăsătură pe care tu o apreciezi foarte mult sau ai apreciat-o. Nu, ai apreciat-o și încă o apreciezi la mama ta, să zicem. Rămânem la exemplul ăsta, dar putea să fie în loc oricine. De mama, oricine. Tata, un lider religios, un om pe care tu îl admiri și îl ții acolo sus pe piedestal. Deci, pasul 1. Identifică o trăsătură, o acțiune sau o inacțiune pe care mama, să zicem, da, a manifestat-o față de tine și trăsătură pe care tu o vezi super pozitiv. Nu știu, să zicem că s-a sacrificat pentru tine, s-a lăsat pe ea și s-a oferit ție. Avea două bucăți de pâine, ți le-a dat ție, ea a rămas flămândă. S-a pus pe locul 2 toată viața, ca să nu intrăm în detalii. Da? Deci asta este o trăsătură pozitivă a mamei tale. Ei bine, primul exercițiu pe care ți-l recomand este să găsești minusurile pe care tu le-ai avut de atunci, din copilărie, de când ai conștientizat prima dată că mama s-a sacrificat pentru tine, de atunci și până astăzi, ce minusuri ai avut din faptul că mama ta s-a sacrificat pentru tine? Ce consi? Te-a șocat întrebarea asta? Da, nu mă așteptam. Da, asta este o primă întrebare. Și dacă n-am reușit să simt acele minusuri sau să le conștientizez? Ăsta e momentul, să le conștientizezi. Pentru că într-un sistem, totul este cu plus și minus. Da? Totul, întregul, în universul ăsta, este format din plusuri și minusuri. Faptul că mama ta s-a sacrificat pentru tine n-are doar plusuri, așa cum ai memorat tu până acum, la nivel conștient. Sunt și minusuri. Și este nevoie să vezi ce minusuri ai tu din faptul că partenerul, că mama ta s-a sacrificat pentru tine. Cum te-a dezavantajat? Cum ți-a fost asta, cum ți-a adus asta niște costuri? De ce e nevoie să faci exercițiul ăsta? Pentru ca să te uiți la ce a făcut mama pentru tine și să nu mai vezi doar admirativ. Pentru că asta este o percepție polarizată. Este incompletă. Tot ce este sub soarele ăsta, da, pe pământ aici, în universul ăsta nostru, totul este cu plus și minus. Nu are rost să mai reluăm discuțiile pe care le-am avut acum 3-4 ani. Cine vrea să mai intre pe YouTube să caute celelalte discuții. Așadar, tu încă te supoziționezi mamei tale și încă o ții în admirație și faci ce vrea mama ta pentru că consideri foarte doar pozitiv ceea ce a făcut ea și cumva te simți dator ca să acționezi, chiar dacă datoria asta este la nivel inconștient, să fie clar. Tu cumva te simți dator și te simți cumva și poate mândru și da, zine să spui, băi, mami, vezi? Ai făcut atâta pentru mine, uite ce fac eu pentru tine. Te ascult, te urmez. Și dacă tu vrei să acționezi cu adevărat independent, este nevoie să ieși din subordonarea asta față de părinți, față de autorități. Și primul exercițiu este să identifici trăsătura sau acțiunea pe care tu o admiri foarte tare la mama, în cazul ăsta. Doi, care sunt costurile acestei trăsături sau acțiuni pozitive. În cazul nostru am zis, care sunt costurile faptului că mama s-a sacrificat pentru tine? Costurile tale. Costurile tale. De exemplu, pentru că mama s-a sacrificat pentru mine și s-a pus mereu pe locul 2, am învățat că și eu trebuie să fac asta în relații. Și uite așa am făcut și eu de-a lungul timpului și m-am pus pe locul 2 în relația cu prietenii și m-am pus pe locul 2 în relația cu copiii și m-am pus pe locul 2 în relația cu partenerul și m-am pus pe locul 2 la locul de muncă
și în relația cu șeful meu și cu colegii mei. Și cu alte cuvinte, de-a lungul vieții nu mi-am dat valoare, nu am știut să pun limite, nu am știut să spun nu, am zis mereu da și alții m-au călcat în picioare și alții m-au tratat fără respect și șeful nu-mi dă salariul pe care îl merit și mă mulțumesc cu poziția asta de atâta. Îți mulțumesc că mă ții la tine în firmă. Așa. Prietenii mă cam calcă în picioare și ei și așa mai departe. Și atunci eu încep să conștientizez, băi, faptul că mama mea s-a pus pe locul 2, m-a învățat și pe mine treaba asta și ia uite câte dezavantaje am avut de-a lungul timpului. Și pot să merg mai departe, dar acum am dat doar 2-3 exemple. Deci asta ar fi primul exercițiu. Pentru ca eu să nu mai stau în admirație față de acea acțiune sau acel comportament al mamei mele. Să nu mai fiu în admirație cu atașament față de acea trăsătură. De asemenea, un alt exercițiu extrem de folositor este să văd trăsătura opusă de cea pe care eu o admir. Deci dacă eu până acum am trăit doar cu percepția că mama mereu s-a sacrificat, totdeauna s-a sacrificat, este imposibil de fapt lucrul ăsta. Pentru că fiecare om avem toate trăsăturile. Și trăsătura și antitrăsătura. Și dacă mama ta este în universul ăsta, înseamnă că și ea se supune aceleiași legi, legea dualității. Totul e cu plus și minus. Asta înseamnă că mama ta nu doar s-a sacrificat, ci a fost și ocazii când ea a fost egoistă. Și când a făcut lucrurile pentru ea. Dar tu n-ai văzut treaba asta până acum, că nu a venit nimeni să-ți spună lucrurile astea așa de deschis în față. Și așa, dar întrebarea pentru tine acum ar fi, când și unde mama ta a demonstrat egoism? Că tu ai rămas cu percepția despre mama că este doar altruistă. Hai să vedem și latura cealaltă. Și atenție, nu este ceva rău că a fost egoistă. Nu te speria. Mama mea, i-am avut o postare pe TikTok. Doamne, câte comentarii negative am avut aici. Mama mea n-a fost niciodată egoistă. Nu pot să-mi acuz mama mea. Poate maică ta a fost egoistă. Dar maică mea n-a fost. Cum poți să vorbești așa despre maică ta? Oameni buni, în primul rând, toți oamenii de pe planeta asta suntem și altruiști și egoiști. Doar că în diferite forme, noi suntem egoiști sau suntem altruiști. Și pentru că eu nu sunt egoist sau altruist în forma în care tu ești, trag concluzia că eu nu sunt. Ba da, eu sunt egoist, dar manifest egoismul ăsta în altă formă. Și acum, revenind, ție îți vine să spui că mama ta a fost doar altruistă. Bine, dacă ești în admirație față de ea și o vezi ca pe o regină, ca pe o zână din asta care a făcut numai bine în viață, exercițiul pentru tine ar fi să vezi în ce o domenii ale vieții ei sau în ce fel mama a fost și egoistă, nu doar altruistă. Și asta poate fi un exercițiu foarte șocant, dar este vindecător. Și hai să-ți dau doar un singur indiciu. Oamenii ăștia care spun că ei fac doar pentru alții, ei sunt doar altruiști, m-am sacrificat pentru voi, zice mama, știi? M-am lăsat pe mine, m-am pus pe mine pe ultimul loc. Ok, mamă. Tu te-ai pus pe tine pe ultimul loc și ne-ai pus noi pe primul loc. Ne-ai pus pe noi pe primul loc. Întrebarea pentru mama asta este așa. Mamă, când nu primești din partea mea atenție și recunoștință și suport, te superi? Normal că se supără mama. Evident doar că s-a sacrificat pentru tine o viață întreagă. Și așteaptă măcar un pic de recunoaștere din partea ta. Măcar un pic de... să vadă că tu observi și să o mulțumire. Mamă dragă, în momentul în care tu te superi că nu primești de la copilul tău atenție și ascultare și supunere și ce mai aștepți de la copilul tău, ăla este un indiciu clar că tu n-ai făcut lucrurile din pur altruism. Tu ai făcut lucrurile alea pentru că inconștient te așteptai. Eu fac pentru tine, copile, treburile astea, dar mă aștept ca tu măcar să mă iubești.
Mă aștept ca tu măcar să-mi fii recunoscător. Mă aștept ca tu măcar să mă asculți. Mă aștept ca tu să mă ajuți, că sunt și mame care spun, bă, să mă ajuți, să-mi cumperi un medicament, să-mi cumperi de mâncare, să mai îmi dai un ban. Spunea odată o mamă, copiii sunt ca un clește. Cu cleștele bagi mâna în foc și scoți cărbunele. Că de aia ai copii, să aibă grijă de tine. Că, bă, copile, eu am avut grijă de tine până la 20 de ani. Și eu, când o fi bătrână, tu să ai grijă de mine. Dar unele mame spun, eu nu am nicio așteptare de la copilul meu, eu doar pentru copilul meu am făcut. Bun, tu n-ai așteptări să aibă grijă de tine la bătrânețe, că poate tu financiar stai bine, sau, mă rog, ai rezolvat cumva altfel problema asta cu cine stă cu tine și cine îți dă bani. Dar acum, dacă copilul tău nu-ți mai vorbește și nu te sună și nu te caută, te doare? Dacă te doare, înseamnă că tu ai făcut lucrurile alea pentru copil, de fapt și pentru tine. Cu o doză de egoism. Și atenție, vreau să subliniez. Nu-i nimic rău în a recunoaște că ce ai făcut pentru alții, ai făcut de fapt și pentru tine. Că ăsta este echilibrul în universul ăsta. Da? Eu fac și din altruism, că mă gândesc și la tine, dar o doză, un procent din fapta mea bună este de fapt marcată și de egoism. Eu mă gândesc și la mine. Și nu-i nimic nesănătos. Că și versetul biblic, regula de aur, spune, nu regula de aur, un verset biblic spune, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci vine Creatorul și zice că nu-i nimic rău în treaba asta, este chiar un scop în viață. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu-i nimic rău cu asta. Așadar, toate mamele care poate s-au simțit jignite astăzi, aș vrea să vă spun că nu este nicio jignire când cineva îți spune că atunci când tu ai făcut pentru cineva ceva, ai făcut-o și pentru tine. Nu e o jignire. Și nu este nimic lăudabil când spui m-am pus pe ultimul loc și m-am sacrificat pentru toată lumea. Nu este lăudabil că tu ești martirul pământului și că tu nu te-ai iubit pe tine și că tu te-ai neglijat pe tine. Asta nu e ceva lăudabil? Nu. Mai ales în condițiile în care ai făcut lucrurile astea pentru că ai așteptat să primești înapoi validare, respect, recunoștință și așa mai departe. Deci, exercițiu pentru tine, dacă ești în subordonare față de părinții tăi și vocile lor îți sună mereu în cap, bărbații sunt niște porci, femeile sunt niște profitoare, niște cicălitoare și așa mai departe, trebuie să ieși din subordonarea față de ei. Cum să ieși din subordonarea asta? Printre altele, să înveți că ceea ce au făcut părinții tăi n-a fost doar bun. Pe de o parte. Da? Deci n-a fost doar bun și doi, ei n-au făcut doar chestia aia pe care tu o apreciezi, au făcut-o și opusul. Dacă au fost răbdători cu tine, fii sigur că au fost și momente din viața lor când ei au fost nerăbdători. Dacă crezi că au fost doar buni, fii sigur că au fost și răi. Dacă crezi că au fost doar altruiști, fii sigur că au fost și altruiști. Și foarte important ca tu să întregești persoana acestei forme de autoritate. Adică orice unde pe pământul ăsta are și plusuri și minusuri. Este și alb și negru, și întuneric și lumină, și drac și înger. Nu e nimeni doar drac, nu e nimeni doar înger. Cu toții avem toate trăsăturile astea. Și trebuie să învățăm să le iubim și să trăim cu ele. Inclusiv părinții tăi și inclusiv oamenii ăștia care ți-au făcut atât de mult bine și pe care tu îi venerezi și încă îți conduc viața până în prezent, n-au făcut doar lucrurile alea pe care le vezi tu. Au făcut și opusul. Și doi, lucrurile alea pe care tu le admiri au avut și niște minusuri. Am explicat atât de mult, dar sper că au înțeles oamenii care ne urmăresc. Consuela, cred că e cam gata. Așa e? Da, cred că mai fi avut vreo 2-3 maximum. Eventual, dacă ai o concluzie până aici, știu că n-ai ajuns până la capăt cu subiectul. Dar ne putem opri aici. Deci, ideea este, dacă vreți o concluzie, în momentul în care tu vrei să-ți îmbunătățești inclusiv viața sexuală, dar nu doar, trebuie, printre altele, să lucrezi pe convingerile tale, pentru că alea te blochează foarte mult
Și convingerea echilibrată nu este să te duci în latura opusă. Toți sunt niște porci, niciunul nu e porc. Echilibrul este unii da, alții nu. Hai să văd cum e al meu. Asta e un prim lucru. Al doilea lucru, vezi care este forma de autoritate care te influențează și căreia te supoziționezi și nevoie să-ți iei puterea înapoi. Asta înseamnă să dezinvestești o formă de autoritate. Să-ți iei puterea înapoi. Pentru că în momentul în care tu te uiți la, repet, un lider religios, un autor, un psihoterapeut, un părinte, un prieten, când te uiți la el ca la o autoritate, puterea de la tine ai luat-o și ai dat-o lui și deciziile pe care tu le iei nu le mai iei cu capul tău. Că imediat te gândești, cum ar face mama? Ce m-ar sfătui el? Cum să fac să nu-l supăr? Cum să-l fac să-i fac pe plac? Și atunci toată puterea e de fapt la el. Tu nu mai ești independent. Tu ești dependent de ce ar zice el. Și la gândul că tu ai face într-un anumit fel și acea formă de autoritate s-ar supăra, tu nu mai poți să faci chestia aia. Imediat te blochezi și spui, a, poți să se supere. Nu o să-i convină. Atunci, efectiv, tu te comporți nu cum vrei, ci cum vrea forma de autoritate. De asta e foarte important să dezinvestești aceste forme de autoritate, de puterea pe care tu le-ai dat-o. Ia-ți puterea înapoi. Tu ești responsabil de viața ta. Tu ești responsabil de deciziile tale. Iar dacă cineva în viața ta se supără că tu n-ai făcut ce vrea el, a cui este problema asta? E a lui. Tu trebuie să fii concentrat și preocupat să faci ce este sănătos. Să faci ceea ce este etic, ce este moral. Nu să mulțumești oamenii din jurul tău. Pentru că știi ceva? Asta este o constatare. Sper să nu sune așa negativist și tragic. Dar orice ai face, n-ai cum să-i mulțumești pe oameni. Cred că mulți dintre voi ați conștientizat treaba asta. Uneori oamenii vor fi mulțumiți de voi, alteori nu. Unii nu sunt mulțumiți cam niciodată, alții sunt mulțumiți cam tot timpul. Dar cei mai mulți, uneori da, alteori nu. Și acum dacă tu orice ai face, oricum nu reușești să-i mulțumești pe toți și de fiecare dată, de ce să-ți mai bați capul cu treaba asta? Încearcă să trăiești corect, încearcă să trăiești principial. Și atunci o să vezi cât de liniștită ți este viața. Îți mulțumesc că ne spui că indiferent de vârstă ne putem tăia acest cordon umbilical care nu ne lasă să trăim practic în valorile noastre, ci ne mai țin acolo prizonieri în viața altcuiva care cu siguranță nu e a noastră. Exact. Dragilor, duminica viitoare la aceeași oră 2 ne vom reîntâlni la Step by Step, pentru că Step by Step înseamnă pas cu pas și noi încă nu am terminat drumul. Așa că vă dorim o zi pe gustul inimii voastre, reascultați sau ascultați această ediție și să ne vedem cu bine. La revedere! Această emisiune a fost realizată cu sprijinul Fundației Maurer for You.